Bună ziua, dragi elevi! Pentru azi am ales ca temă introducerea datelor într-un tabel Excel cu ajutorul unui formular. Formatarea condiționată a datelor introduse, inserarea și formatarea unei diagrame. Pentru a realiza acest lucru, vă propun ca exemplu evoluția temperaturilor. Numele meu este Daniela Tarasă și sper să vă placă ceea ce vă voi prezenta. Pentru a introduce datele într-un tabel cu ajutorul unui formular, va trebui să adăugați butonul formular în bara de instrumente acces rapid. Va trebui să parcurgeți următorii pași în această ordine în care îi prezint eu. Din bara de instrumente acces rapid, veți executa click pe săgeata de lângă această bară. Din meniul contextual ce apare, veți alege opțiunea Mai multe comenzi. Se va deschide această fereastră numită Opțiuni Excel. Va trebui să vă asigurați că în caseta Alegere comenzi de la aveți selectată opțiunea Toate comenzile. Urmează ca apoi, din lista de mai jos, să găsiți și să alegeți comanda Formular. În momentul în care ați găsit-o, o selectați și executați click pe butonul Adăugare. La final, veți executa click pe butonul OK. Bara de instrumente acces rapid în acest moment s-a modificat prin apariția butonului formular. Am ales ca exemplu pentru utilizarea unui formular topul anilor cu cele mai calde luni septembrie din România din perioada 1963 până în 2020. Utilizând ca sursă Administrația Națională de Meteorologie. Veți crea un cap de tabel. În celula A1 veți scrie textul anul, în celula B1 veți scrie textul temperatura medie lunară în grade Celsius, conform exemplului din această imagine. După ce ați terminat de redactat, din bara de instrumente acces rapid, veți executa click pe butonul formular. La apariția acestei ferestre, să știți că în câmpul anul și în câmpul temperatura medie lunară va trebui să introduceți datele corespunzătoare. Pentru a introduce tot timpul următoarele date, veți executa click pe butonul nou. După ce veți introduce toate datele cu ajutorul acestui formular în tabel, veți închide formularul executând click pe butonul Închidere. Acestea sunt datele pe care le veți introduce în tabel cu ajutorul formularului. După ce ați reușit să populați tabelul cu datele pe care vi le-am prezentat puțin mai devreme, veți face formatarea condiționată a temperaturilor introduse în coloana B. Veți selecta celulele care conțin temperaturile, apoi din fila Pornire, instrumentul Formatare condiționată, veți alege ca opțiune Scale de culoare și din toate opțiunile care se deschid, veți alege Scală, culori, roșu, galben, verde și aplicați acest gradient de culoare pe zona pe care v-am spus să o selectați. Așa cum ați văzut și anterior, cu ajutorul formatării condiționate,
Ați avut o imagine a temperaturilor foarte mici și foarte mari din anii corespunzători incluși în tabel. De data aceasta vom insera o diagramă care va conține toate temperaturile din tabel și anii corespunzători. Pentru aceasta veți selecta tot tabelul, apoi din fila Inserare veți alege opțiunea Diagrame recomandate. În acest moment se va deschide fereastra Inserare diagramă. Pentru voi astăzi, eu am ca propunere să alegeți diagrama de tip coloană grupată. După ce ați ales această opțiune, executați click pe butonul OK. Să vedem ce se întâmplă. Odată creată diagrama, putem modifica stilul acestei diagrame. Prin selectarea diagramei se deschide fila proiectare care conține colecția de stiluri de diagrame. Eu am ales astăzi pentru voi, ca exemplu, acest model, acest stil de diagramă, care ne prezintă și temperatura pe fiecare coloană în parte și vă sugerez să-l aplicați și voi. Pe lângă aplicarea unui stil, unei diagrame, mai putem aplica și filtre. Executând click pe butonul filtre, se deschide lista de valori. Puteți selecta câte valori doriți voi din listă. La final, pentru a aplica filtru, trebuie să executați click pe butonul Se aplică. Eu am ales doar 3 ani de referință, 1965, 1994 și 2016, și acesta este rezultatul pe care l-am obținut. Oricând vă puteți întoarce la filtre, puteți selecta toate valorile și reveni la diagrama inițială. La final, vă doresc succes și vă invit să vizualizați și celelalte teme propuse pentru voi.